Proiectul a fost inițiat de primarul Sucevei Ion Lungu și de viceprimarul Lucian Harșovski și prevede aprobarea tarifului pentru abonamentul social nominal la valoarea de 33 de lei pe lună pentru studenții cu domiciliul în municipiul Suceava, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență de zi în instituțiile de învățământ superior acreditate din municipiul Suceava, în vârstă de până la 26 de ani, în timpul anului universitar. Tariful pentru abonamentul social nominal pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Suceava, valabil pentru toate liniile deservite de același transportator, se stabilește la valoarea de 33 de lei pe lună, care constituie obligație tarifară. Acordarea acestei facilități se realizează în baza cuponului de pensie pe tot parcursul anului calendaristic, numai dacă persoanele nu se regăsesc în celelalte categorii de persoane beneficiare de facilități pentru transportul public local de persoane. Elevii și studenții orfani, elevii și studenții cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție socială în condițiile legii sau tutela, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun pe tot parcursul anului calendaristic. Potrivit proiectului, elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat autorizat, care studiază la unitățile de învățământ din municipiul Suceava, beneficiază de tarif redus cu 50% la abonamentul lunar nominal integral general, valabil pe toate liniile, pe tot parcursul anului calendaristic. De abonamente cu tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, vor beneficia și donatorii de sânge din municipiul Suceava, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună pentru fiecare donare. Proiectul mai prevede că elevii și studenții unităților de învățământ din municipiul Suceava, care au participat în ultimii 3 ani cel puțin o dată la faza națională, internațională a unei olimpiade școlare, ori au obținut în aceeași perioadă premii sau mențiuni la faza finală a unui concurs cu participare internațională, precum și beneficiarii unor burse integrate de merit acordate pe baza rezultatelor școlare, beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun pe tot parcursul anului calendaristic. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 26 ianuarie.